Este un moment de suflet acum și am să vă rog frumos să vă pregătiți sufletește. Ovidiu Lazar este un artist vocal coach cu peste și coach cu peste 10 ani de experiență în industria muzicală, cântând alături de artiști consacrați din industria muzicală românească și internațională și colaborând cu compozitori cunoscuți din România și Italia. Ce vreau să vă spun este că a fost elev al liceului greco-catolic Iuliu Maniul la profilul matematică informatică, iar apoi a absolvit facultatea de muzică Centro Profesione Muzica din Milano. Ovidiu împărtășește experiența acumulată de-a lungul timpului cu peste 100 de artiști și membri ai asociației Enjoy Music. Cursuri de canto, cor și așa mai departe. Îl invit acum pe... Hai, Ovidiu! În aplauzele dumneavoastră, de la suflet pentru suflet, Ovidiu Lazar. She cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Mulțumesc mult! Bună seara, dragi orădeni! Mă bucur foarte mult și sunt onorat de această invitație, pentru că rezonez foarte mult cu mesajul pe care dorește să-l transmită, și anume că frumusețea este în noi, nu în aparențe. Modelele care au urcat și care vor urca în această seară pe scenă sunt și la propriu și la figurat modele cu credința, ambiția, curajul
și speranța pe care le au sunt adevărate exemple de urmat pentru noi, iar eu cred că numai cu credință și cu speranță putem să trecem peste orice dificultate o întâlnim, iar despre acest lucru vorbește și piesa următoare, You Raise Me Up. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. A fost Ovidiu Lazăr, cu aceeași sensibilitate cu care ne-a obișnuit și cu aceeași promptitudine de fiecare dată când este invitat în cadrul acestor evenimente de suflet. Mulțumesc, Ovidiu, din suflet. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă pup. Ba eu. Treizeci de ediții de Atypic Beauty găzduiește
Oradea în această seară. Inițiativă a proiectului ATP Beauty, care aparține președintelui asociației Open Your Heart, Magda Coman. Acest eveniment n-ar fi putut să aibă loc fără parteneri, fără primăria municipiului Oradea și partenerul nostru principal, Asociația Deficienților Locomotor Bihor. Fără sponsori. Visit Oradea, Kaufland, Access, Double Tree by Hilton, Starstone, Figo Mobility, Valtrip, Skin Care, Florăria Monjardin. Nufărul Pepsi, Ambro, Andrei Plant, Blood from Transylvania, Piața Nouă, Retro, Due Fratelli, Coloseum, Nunta de la A la Z. Acestea au fost cei care și-au adus contribuția în manifestarea și în desfășurarea acestui eveniment. Ce vreau să vă spun este că ceea ce ați văzut dumneavoastră că purtăm noi sunt creațiile unor artiști de aici, din Oradea, care s-au străduit în câteva zile să facă ceea ce au făcut pentru noi. Deci a fost o muncă fabuloasă. Raluca Mihălceanu, Francis by Ștefania Pătcaș, Dana Panciu, Rebecca Contrău, Antoanel by Camelia Roatiș, Oana Pădure, Diana Bartlov, Fia by Ramona Jofneac, Mașenca by Diana Barbur, Oana It by Oana Hăbășescu, Rosalia Bot, Răzvan Achim și Torres Ceremonia. Însă, da, mulțumim! Însă trebuie să vă mărturisesc cu mare bucurie că pentru Atypic Beauty by Magda Coman, asociația Open Your Heart a încheiat un parteneriat cu Kaufland, România, pentru a promova programul Access prin intermediul evenimentului Atypic Beauty din Oradea. Programul Access, angajare de candidați cu cerințe și evoluții speciale, este un proiect dezvoltat de către Kaufland România cu scopul de a deschide o ușă largă pe piața muncii persoanelor cu dizabilități la nivel național. Obiectivul programului Acces este ca persoanele cu nevoi speciale să aibă acces la un loc de muncă, respectând principiul nediscriminării și incluziunii, al accesului la muncă tuturor persoanelor fără discriminare. În prezent, programul Acces a obținut rezultate, printre care posturi adaptate rezonabil integrării persoanelor cu dizabilități și deschise în magazinele Kaufland, prezente în toate județele țării, în platformele noastre logistice, Ploiești și Turda, și în sediul central din București. 90 de locații ale Kaufland România au cel puțin un angajat cu dizabilități. Inițierea și încheierea de colaborări cu autoritățile publice și organizații de profil din domeniul dizabilităților pentru susținerea persoanelor cu dizabilități în procesul de angajare. Inițiativa desfășurată încă din 2019 este acum extinsă la nivel național. Un alt demers extrem de important a fost implementarea unei case de marcat accesibile pentru viitorii angajați casieri în scaunul cu rotile. Kaufland dorește să schimbe mentalități și să se adapteze contextului sociocultural actual, accesibilizându-l pentru persoanele cu dizabilități. Printre beneficiile acestui program se află și diversitatea în cadrul angajaților. Cred că ar trebui să fie și Kaufland un model pentru noi, și mai ales pentru angajatori și pentru antreprenori, și pentru marile companii. Provocări și succese. Adaptarea spațiilor de lucru Kaufland, adaptarea programului de lucru în funcție de abilități și de nevoi, alocarea de resurse interne pentru adaptarea spațiilor de lucru, traininguri interne și workshopuri, asumarea educării propriei echipe a clienților și a societății, și nu e totul. Vă invităm să urmăriți un filmuleț micuț despre activitatea celor de la Kaufland. Robert?
Nu e așa că până aici totul a curs așa într-un mod frumos? Îngăduiți-ne să avem și o stângăcie. Perfecțiunea este obositoare, plictisitoare. De ce ați mai aplauda acum dacă nu se încurajăm pe băieții de la sunet? Important este să vedeți. Pentru început. Așteptarea, da? Aplauze pentru consecvență. M-am născut cu o dizabilitate care se numește sindrom TAR. Este vorba despre cifoză, o dizabilitate a zonei posterioare. Am o deficiență de auz. Mă deplasez într-un scaun rulant. Am o deficiență accentuată de auz. Dizabilitatea de care sufăr se numește elefantiasis. Am ajuns să fiu total nevăzător. Kaufland se mândrește cu titlul de angajator de top în România, acordat de Top Employers Institute din Olanda. Începând cu anul 2019, am demarat programul ACCES, angajare de candidați cu cerințe și evoluții speciale. Astfel, deschidem larg ușa persoanelor cu dizabilități la diverse posturi în toate departamentele din cadrul companiei și în toate punctele noastre de lucru din țară. Vorbim despre persoane cu orice fel de dizabilitate, deficiențe locomotorii, ortopedice, de auz, deficiențe de vedere, persoane cu sindrom Down și multe altele. În prezent, avem în echipa noastră peste 400 de colegi cu dizabilități, de la care învățăm în fiecare zi că dizabilitatea poate fi oricând transformată în abilitate atunci când ești în echipa potrivită. În echipa Kaufland m-am simțit respectat și apreciat, încă de la început, de la interviul de angajare chiar. Nu știam dacă aș putea fi potrivită să lucrez aici. Însă am aplicat. Am fost chemată la un interviu care a decurs foarte bine. Deficiența mea auditivă nu m-a împiedicat să obțin acest job la Kaufland. Sunt caseriță într-unul din magazinele Kaufland din București, alături de o echipă de care sunt foarte mândră și care mă face să mă simt fericită și împlinită. M-am integrat foarte ușor în echipa Kaufland. M-am bucurat să întâlnesc aici persoane amabile și foarte atente la nevoile mele. Le pasă de acul dintr-un păsân că este curat ciudată la amacolă. Sunt foarte bucuros să fac parte din această echipă și țin să-mi arăt recunoștința față de un angajator care este atât de atent față de noi, de persoane cu dizabilități. Mulțumim celor de la Kaufland și mai ales faptului că există această colaborare.